Jumătatea lui martie, anul de grație 2015, București, Ateneul Român. Irina Iordăchescu, Marin Cazacu, Violoncelissimo, Andrei Licareț, Zoli Tot Project, Mircea Tiberian, Nadia Trohin, Ana Pepine, Sweet Damage Crew. Artele se întâlnesc în probabil cel mai ambițios eveniment al acestei primăveri. Hope Concert, un eveniment cu miză nobilă, cât mai puțin copii fără familie sau în pericol de abandon. O garanție, Hope and Homes for Children, România. Vrem să atragem atenția îndeajuns de mult asupra celor 8.000 de copii care încă supraviețuiesc în instituții în țara noastră, încât obiectivul asumat deja de autoritățile statului, acela ca până în 2020 să nu mai este niciun copil instituționalizat în România, să devină realitate, să fie îmbrățișat și de alți actori sociali și să poată fi considerat deja o chestiune de timp, nu o chestiune de alegere. Toate pornind de la o viziune, aceea de a reforma sistemul de protecție a copilului în România, de a preveni separarea copiilor de părinți și de a-i reintegra în familie pe cei abandonați. La Hope Concert 2015, muzica clasică s-a întâlnit cu stepul, jazzul cu cantilena lirică, Bach cu street art. Fuziunea muzicală, fuziunea artelor este un lucru care se întâmplă de foarte mult timp, l-a făcut în primul rând Bach. Uite că am ajuns să-l punem a doua oară pentru acest concert minunat dedicat speranței pentru acești copii și, după părerea mea, speranța pentru toți copiii de pe lume, care mi se pare un demers extraordinar. Zoli Tot, cu Zoli Tot Project, cu mine, cu Bach. Uite, și Bach este alături de noi și asta mi se pare un lucru extraordinar. Mi se pare că e momentul ca o lume mai largă să știe cât s-a făcut în țara asta și câți copii au beneficiat de serviciile Hope and Homes. În plus, eu cred că tinerii noștri artiști sunt foarte sufletiști și le ține la inimă soartea copiilor. Ce facem noi cu copiii azi va însemna România peste 10 ani și 20 de ani. Și mi se pare crucial. Orchestra Violoncelissimo, condusă de Marin Cazacu, a oferit pe rând rama în care artiștii să-și dezvolte povestea. Fie că ei s-au numit Irina Iordăchescu, Nadia Trohin, Mircea Tiberian sau Sweet Damage Crew. Consider că este un concept extraordinar pentru că fiecare se poate regăsi în programul pe care artiștii îl vor interpreta sau îl vor dansa și îl vor oferi publicului și astfel va aduce bucurie unui segment foarte, foarte mare de public. Dacă ne-am fi axat poate într-o singură direcție, ar fi fost mai, eu știu, poate mai puțin fericit. Te-ai împlinit într-o profesie, e foarte important. Te împlinești într-o familie, foarte important. Dar și mai important poate este să poți face ceva și pentru alții. Zeci și zeci de ore de pregătire, cele mai neașteptate situații de controlat, dar în final o bucurie îndoită. Aceea pune în scenă unui eveniment cultural de asemenea amploare și mai ales a apropierii cu încă un pas de un ideal. Niciun copil instituționalizat în România viitorilor ani. Îți faci griji de la dacă a venit vinul și clinchetul de pahare care se aude în spate și până la pe unde vine cablu, dacă vine cablu, cine se împiedică de cablu sau să nu se împiedice, merge filmul, nu merge filmul, camera 5 sau camera 3 sau camera 1. E o echipă mică, dar foarte inimoasă și până la urmă lucrurile ies, dar cu foarte, foarte mult efort. La final, sigur că bucuria este imensă și pentru jumătate de oră uiți că te dor toate încheieturile și toate nopțile nedorminte, dar e ceea ce ne place, chiar ne place foarte mult ce facem.